Salutare, prieteni! De câte ori mă uit pe porcăria asta mică, îmi apare o reclamă cu domnul Cârstoiu, domn doctor, candidatul de București. Sigur, un tip cu școală. Sunt convins că a făcut școala pe bune, deci nu intrăm în semantica asta. Dar, bă, de ce intri în jocul ăsta jegos al campaniei electorale? Și aici chiar m-am enervat. În seara asta cred că o să fiu numai nervos. Da? Adică vezi chestii de astea care ies din logica... Logica asta, tipului educat. Educat. Cristoiu, eu nu pot să spui că nu e un tip educat. Medicină pe bune, doctor bun. Am înțeles și eu din București. Bă, chiar e un tip foarte tare. Dar intri în jocul ăsta șmecheresc, jegoșeni, josnic. Adică am văzut, l-a întrebat o doamnă de la Hot News, da? Mirela Neagă. Și a zis, uite, bună ziua, să vedeți, domnule, fii atent, că asta de la Hot News, jurnalista, mi-a spus că îi pare rău ce scrie și că nu crede în ce scrie. Bă, când vorbești despre un gazetar așa, înseamnă că dai în toți gazetarii. Poate că merităm uneori. Dar voia mama dracului pe toți cu mințiți, mincinoșilor, spurcaților. Da? Pentru că am luat după aia, exact ce a dat Hot News-ul, ok, mesajele. Mesajele sunt, îmi cer scuze, știu că e duminică, aveți un minut, vă rog, da, sunt la spital, sunt la OPU, ia uite ce nebunie de blochez eu chestia asta, adică îmi cer scuze, știu că e duminică. În mod evident, și când sunt seara, un pic așa, în vremea cinei, îi spun lui un om, băi, îmi cer scuze, știu că e ora cinei, dar uite-te, sunt, dar minte duminica. Și după a vin mesajele, că uite, sper să nu vă stric ziua, am intrat în posesia unui raport de control, 2020, tărărăm, tărărăm, ca să-l vedeți și voi. Mergem mai încolo, niciun cuvințel că vai îmi cer scuze, că nu cred în ceea ce scriu. Adică, băi, Cârstoiule, că deja nu mai pot să zic, domn doctor, de ce intri în jegoșenia asta? Nu puteai să zici, da, domnule, a fost un control acolo, a fost corpul de control, la revedere, pa, nu mi-a făcut nimic, la revedere. Dar știi, asta e șmecheria tipului care intră în politică și are impresia că e Dumnezeu. Văr primar cu Iisus Hristos, da, și cumnat sau șogor cu Sfântul Petru. Depinde cu cine e șogor și în ce fel de șogorșenie intri. Adică tipi care lasă să se vadă că n-au caracter. Bă, poate ai mână de chirurg. Vorba lui Urareș Bogdan, repar genunchi. Mă rog, dacă ai intrat cu PSD-ul, repar genunche. Că așa o să la pe care l-a pus PSD-ul, ministrul educației. Și de ce trebuie să fii, de ce trebuie să dai semn prostiei tale că există în lume? Știi, pe chestia asta s-au pierdut puncte. Și sunt convins și sper, de fapt, da, că pierzi puncte. Pentru că lumea o să vrea să vadă, bă, dar ăsta e mincinos, nu-i mincinos, ne-au mințit ăștia 34 de ani, ne minci ăia, o grămadă, toată lumea minte, numai noi suntem deștepți, sunteți camere din buricul universului, ia ca românii. Și îți vine un tip ca ăsta de la care ai pretenții, ți-a spus, un om educat, facultate pe bune, că nu făceai altădată facultățile cum le făceai astăzi. Știi că sunt o grămadă care s-au dus la tot felul de facultăți de la fantomă prin 90, dar prin scări de bloc, prin mama dracului, pe unde apartamentele alea de 3-4 camere și acolo era universitatea. Și ci că acolo făceai tu cursuri. Și după aia, nu știu care a dat o lege, cum că, domnule, dacă tot s-o desfința că erau niște putori universitare, hai să dai licența la stat. Licența, îți dai seama, că n-am auzit de un om care să nu-și ia licența în România. N-am auzit, or fi. Înțelegi? Ca să vezi despre ce este vorba în ecuația alegerilor de bucale. Bucreș. Așa zice în turcă, Bucreș. Da? Ghișlu, ghișlu. Adică pur și simplu, nici o formă de onestitate. Minimă, bă, că nu te costa nimic. Da, domnule, m-a sunat o gazetăriță, Mirela Neagă o cheamă, sau ziceai, nici nu mai știu cum o cheamă, că poate avea un... Puf! S-a stricat motorul de la memorie, de la lecitină. Dar de ce trebuie să minți? Minți pentru că ești mincinos. De-aia minți. Da? Și vrei să fii primar al Bucureștiului. Mergem la aia alți. O nemernicie de aia rar întâlnită. Până acum rar întâlnită. Adică vine ăsta de la AUR, da? Și compară Bruxelles-ul cu un-alta poartă. Vine, stai că ți-l arăt, Claudiu Richard Târziu. Da? Bă, dacă ți-o pus ai tăi și Richard acolo, nu ți-l-o pus că e nume Daci, Richardescu. Da? Ce este Comisia Europeană? Nu e altceva decât în alta poartă, acolo unde se clocesc ideologii criminale, unde se plătește tributul. Băi, Claudilo, când s-o dați Istanbulul 90 de miliarde de euro, bă? Adică, știi,
Pe mine mă enervează șmecherașii ăștia care intră în politică și am impresia că pot să zică orice și noi la televizor să tăcem și să vorbim cu eleganță despre prostiile lor. Nu, tată, asta este o idioțenie, îi aparține ăluia care a fost copreședinte la AUR și acum să dă mare, mare suferind că, vezi, doamne, suntem Uniunea Europeană. Dar și vine după aia pe News.ro și zice, stați un pic, că noi nu suntem anti-europeni, zice, prin precizările lui. Nu, păi domnule, noi suntem eurorealiști. Exact așa spune și Putin. Da? Toată porcăria asta rusească spune că, domnule, noi antioccidentali, nu, noi suntem realiști, putrefacție, Occident, rahat. Asta fac ăștia de la urmă. Așa că atunci când vă gândiți la vărul care îi pleca să pună faianță în Spania, la copilul care e medic, da? În Franța, sau la cumnatul care e cercetător în Germania, sau lucrează pur și simplu pe tir în Spania sau în Anglia, să vă gândiți de două ori să faceți legătura. Că dacă vin ăștia la guvernare, eu am impresia că vor spune, da, Europa, ce mă freacă pe mine Europa, ideologii criminale, noi, salvatorii ortodoxi ai patriei, pentru că au luat încet, încet, dau acolo o limbă, hați o limbă să te încalți la miere și la lapte. Îmi zici de ideologii criminale? Bă, voi vorbiți, ăștia de la AUR, voi a care a spus că Holocaustul e o temă minoră, păi v-aș fi scos în afara legii. Puf! Instantaneu. Și după aia, freacă-mă pe spate. Dă-mă judecată. Ce-s rahaturile astea? Băi, ce era să zic, că nu era cu rahat. Înțelegi? Era cu rahat cu cât de la Constituție. Asta v-aș fi făcut. Scos în afara legii. De unde până unde vi să-mi spui? Ăla, Lule, ăla scoate o carte în care celebrează pe Antonescu? Băi, ca și cum ar celebra acum o neamț pe Hitler, ca să ne înțelegem. Antonescu a fost un criminal odios de război. Antonescu a făcut mii și zeci de mii de victime și ăsta vine să-l salveze, să-l spele, să spele cadavrul lui Antonescu. E o porcărie. Și aici se vede, bă, bagi bani în educație sau nu bagi bani în educație? Pentru că, da, bă, sunt insatisfacții. Sunt o grămadă de porcării în România. Dar nu europenii le fac. Și o să arăt o chestie de la Bogdan Glăvan, economistul. Da? Care vine și să arată, apropo de magiunul de prune topoloveni. Îl găsești în Franța, l-am văzut și eu. A ajuns în 20 de țări din toată lumea, în ciuda hărțuielii fără limite a Agenției Naționale de Protecție a Consumatorului. Și vine Bogdan Glăvan și spune, wow, după o asemenea declarație din partea unui producător român care a reușit să câștige o reputație internațională, șefii ANPC-ului ar trebui să intre în pământ de rușine, fiindcă în loc să ofere bunuri publice, ANPC-ul ăsta oferă rele publice. Plătim taxe statului și primim în schimb asta. Așa e când în fruntea statului ajung nulități și bișnițari, care chiar ei mărturisesc că au făcut avere mai cu camăta, mai cu stânga, mai cu dreapta. Ăla de la ANPC, pus de PSD, asta face. Adică îți vine producătorul ăla de magiun și care îți duce totuși, băi, e o chestie. Eu când am văzut prima dată în Franța și am văzut și în Olanda magiun de topoloveni, băi, simți așa o chestie de, îți vine să-l cumperi. Și dacă n-ai mâncat toată ziua magiun, vrei să încerci și produsele locale, dar îl cumperi așa dintr-o solidaritate care nu poate fi explicată. Și acum afli că au reușit ăștia din topoloveni, în ciuda piedicilor puse de ăia care ar fi trebuit să-i salveze, să-i promoveze, să-i certifice. Da? Cine e ăla de la NPC? Un bișnițar. Da, mă, un bișnițar. Un șmecheraș, cu suntem prieteni cu interlopi, am făcut camătă, știți, am câștigat bani de acolo. Adică s-a autodenunțat. Băi, dacă te-ai autodenunțat și ai făcut o chestie penală, era culmea să nu intri în partidul lui Iliescu. În partidul lui Iliescu am impresia că poți să ocupi o funcție dacă ai niște bube în spate, știi? Dacă te râcâie ceva acolo în dulapul cu scheleți. Ăștia sunt, tată. Ăștia sunt. Și după aia vin tot ăștia pacifiști, pravoslavnici, tu ai, Doamne, să fie pace în lume. Da? Și am văzut o chestie foarte bună de la Ovidiu Nahoi, colegul Nahoi, care zice ceva. Și asta sună mai multora. În atenția celor care se mai leagă în iluzia că va fi pace dacă va înceta sprijinirea Ucrainei, că sunt destul prostalei de ăștia.
Mai mulți indicatori financiari, economici și militari sugerează că Rusia se pregătește pentru un conflict convențional pe scară largă cu NATO. Se arată în ultimul raport privind evoluția războiului din Ucraina, publicat de Institutul pentru Studiul Războiului. Indiciul cel mai important îl reprezintă chiar reformele structurale la nivelul forțelor armate. Generalul Șoigu a anunțat în 20 martie crearea unei noi flotile de nave de război, flotila Nipru, și a mai multor brigăți și corpuri de luptă, inclusiv de vehicule blindate, până la sfârșitul acestui an. Totodată se fac înlocuiri importante la nivelul conducerii militare a statului rus. Da, așa că sunt două chestiuni. Unu, lăsați-i în pace pe pacifiști ăștia care spun, domnule, dacă n-am mai ajuta Ucraina, n-am mai avea probleme cu Rusia. Băi, dacă n-ai mai ajuta Ucraina, s-ar putea să ai mai multe probleme cu Rusia. Pentru că Rusia n-are chef numai de Ucraina. Și o să explic imediat. Rusia, prin ruschi mir, a spus la un moment dat, prin Kiril ăla, tâmpitul ăla de la Biserica Ortodoxă Rusă, un dobito, un cretin, ăla merită 21 în gură și un cap în stomac. Înțelegi? Domnule, granițele Rusiei sunt în toată lumea. Da? Oare cum ar fi să vă cadă niște bombe în toată Rusia? Mai că nu, te gândești la copii, la femei, la civili, la nevinovați și atunci taci. Dar în Kremlin tare aș vrea să explodeze o bombă sau măcar centrala pe gaz să vă explodeze exact de acolo de unde luați voi căldurică să se defecteze ceva și să vedem o flacără mare în Kremlin, că acolo nimeni nu-i nevinovat. Și atunci dar avea bai. Știi? În timp ce vin ăștia, că acum rămân la ăștia la uliști, pentru că să spui că Bruxelles este în alta poartă și să bași sentimentul ăsta că tu ești colonie, că ce fac ăia, cum își bagi joc de tine, când tu ai primit 90 și ceva de miliarde de euro, aproape 100 de miliarde de euro, bani, mă, să-ți faci. Na, mă, fă-ți canalizare de temn, naibii. Na, mă, fă-ți, dă-ți apă caldă, fă-ți, nu știu, școli, grădinițe, autostrăzi, dar tu ai fost destul de prost să nu le faci. Și totuși vii cu chestia asta, stilul ăsta marxist de luptă de clasă, și tot Bogdan Glăvan foarte bine zice, ia uite aici, ca să înțelegeți. Ziariștii.ro. Exploatatorii din partidul neomarxistului George Simion. Bogdan Glăvan semnează. Și te gândești, domnule, dar cum neomarxist? Ei bine, tema exploatării și a colonialismului este o temă marxistă clasică. Dar am mai spus că Simion este neomarxist. Oare de cine au fost exploatați românii de la al doilea război mondial până în 89? Și cine i-a exploatat pe români după 89? Păi în prima perioadă au fost exploatați de comuniști și de securiști, care le-au furat pământurile, casele și fabricile, care i-au repartizat, între ghilimele, forțat la muncă, pe unde hotărau tovarășii, care i-au ținut în fric și i-au înfometat cu alimentația științifică. Da? Și mergem un pic mai departe. După perioada asta, după 89, românii au fost exploatați fix de mulți dintre cei care s-au așezat în partidul lui Simion, adică de nomenclatura comunistă tânără, de urmașii ei și de noua securitate. Nu întâmplător, tovarășul Simion îl propunea la funcția de prim-ministru pe un nomenclaturist comunist. Se numește Călin Georgescu. Iată, de fapt, situația de fapt, da? Exploatatorii strigă exploatarea. Hoții strigă hoții. Nulitățile și oamenii fără meserie, cocoțați în politică, precum scroafa în copac, vorbesc despre demnitate și pretind respect. Și, ia să vedem, și mulți gurăcați că îi votează, drept pentru care de 34 de ani România este tot mahalaua Europei, drept pentru care milioane de români au plecat. Știi, și te gândești, bă, totuși, nu poți gândi. Eu m-am uitat la Claudiu ăsta, Richard Târziu, da? Ce Shakespearean sună așa din Bacău. Shakespeare din Bacău. Înțelegi? Ăsta a fost la un moment dat corespondent sau colaborator al Europei Libere. Băi, Europa Liberă niciodată n-a promovat naționalismul, tâmpenile astea anti-europene, anti-americanism. Niciodată. Dar știi, când e vorba de ciolan să mănâncă și gura mea, știi? Și vii și îmi spui după aia că noi, că facem, că dregem. Păi o să mai spun o chestie. Aveți un partid care pe declarația de avere înainte de a intra în Parlament și că trăia cu 600 de lei pe lună. Acum, cu 600 de lei pe lună n-ai putut trăi din 2000 încoace. Dar el băga acolo că trăia cu 600 de lei pe lună, nimeni nu l-a întrebat nimic. Bă, să vedem, dar n-ai luat cumva bani negri? Simion Săracu avea salariul minim pe economie de la Lulea. Da? Și totuși, vai, mă duc și fac și drec. Păi nici bani de mers din centrul Bucureștiului până la aeroport n-ai avut, bă, dar nici să-ți iei bilet de avion sau să circul cu trenul în toată țara, să faci tu festivaluri sau să te duci în Chișinău. Dar despre asta nu-i voie să vorbim, că dacă sunt politicieni, trebuie să vorbim frumos despre ei.
No, la mine nu veți auzi chestia asta, că eu îți mai spurca la gură și de obicei spun ceea ce gândesc. Și ceea ce gândesc nu este amendabil, pentru că sunt fapte, băieți. Este un fapt că România nu este colonie, este un fapt că Bruxelles nu este Stambulul ăla de pe vremuri, dar nu, atunci când ai cultură de asta de citit numai prefețe, sau cultură de asta de numai mers la biserică și să crezi că pământul e plat și că nu trebuie să faci transfuzii de sânge sau porcării de genul ăsta, se întâmplă. Și este un fapt că am luat zeci de miliarde de euro, da? Netto. Da? Net. Ca să fie băgați în țară. Ah, că n-am reușit să facem mare parte ceva senzațional cu ei. Băi, nici nu se putea. România a fost coada Europei de 150 de ani. Ne place sau nu ne place? Adică vorbim despre câțiva oameni care au reușit să urnească țara asta. Da, și aici o să-l amintesc pe Spiru Haret, care a băgat 14% din PIB în școală, tată, în educație. Dar știi cum a reușit? După ce a luat șuturi în gură de la tot guvernul ăla din care a făcut parte ca secretar de stat și după aia ca ministru. Toți l-au urât. Ce, bă, ei banii să-i bage în școală? Da, bă. Și-o băgat în școală și într-o generație jumate l-a avut pe Cioran, pe Ionescu, Eugenescu, Mircea Eliade, Titulescu, Brâncuș, toți ăia mari, acum care dau nume de bulevarde, da? I-am avut pe toți doar pentru că unul, care a fost considerat nebun, fii atent la asta ce face, a zis, hai bă, gata, băgați niște bani în școală. Da, no, la ăștia la urici nu a ajuns, știi? Și te mai enervează o chestie. Vin ăștia bisericoșii. Ăștia sunt foarte bisericoși. Ăștia de la aur, pă, aulio, dacă te uiți pe pagina lor de Facebook, trebuie să cu Dumnezeu, cum care cum găsește o biserică, țup, un selfie. Ai văzut o bisericuță? Țup. Se uită repede pe calendar să vadă dacă e sărbătoare de aia cu roșu, sau dacă e cu negru sau cu albastru, cu roșu, galben și albastru, mai ales, paf, sunt fața bisericii. Și vorbesc aiurea împotriva Uniunii Europene. Când, de fapt, zeci de mănăstiri au fost renovate pe bani europeni. Și am dat o căutare la bâză, la mișto. Da? Mănăstiri renovate, bani europeni. Și fii atent, zbârnăie, tată. Două mănăstiri, monument istoric, reabilitate cu bani europeni. Sfântul Nicolae, Sitaru, Balamuc. Acolo trebuie să fie Balamuc. Că mă gândesc că mulți ar trebui să fie din Parlament la Balamuc. Mănăstiri, biserici restaurate, bani din PNRR. Zona Moldovei, 11,52 de milioane de euro. Mănăstirea Berislăvești, da, din Craiova, restaurată cu bani europeni. Dă-i. Bani europeni din Bucovina, 3 biserici UNESCO reabilitate cu bani europeni, Pudna, 3,5 milioane euro fonduri europene. Hai mă să vă arătăm, ca să ne batem un pic cu chestia asta. ProTV, mănăstire ridicată de Ștefan cel Mare, salvată din ruină cu ajutorul fondurilor europene, că românașul nostru foarte patriot și bisericos, bine mă, să pot lua niște țâgle de acolo, niște cărămide, că vreau să fac un cotez la porci. Mai departe. Patrimoniu cultural întreținut cu bani europeni. Moldovița, da? Prima mănăstire din bani europeni se construiește, numai se renovează, în județul Giurgiu. Berislăvești, la fel cum v-am spus. Adică sunt o mulțime de știri. Trierari, reabilitate, aia din Iași. Reabilitate, monumente, o grămadă de bani europeni. Mănăstiri din Ilfov, peste tot. Și vii să-mi spui că în nou Istanbul, în noua înaltă poartă, Bruxelles. Păi nu ți-e rușine, bă? Nu e o nemernicie și o idioțenie, așa că veniți voi cu tot felul de bisericoșenii de-astea pe care le umflați aiurea. Bun? Și după aia stai un pic, că vine neamțul, tată, Mihail Neamțul, care a zis că a fost bulversat de COVID, că de-aia l-a făcut pe prost, pe cum îl cheamă pe ăla, pe George Simion. Nu știe nimic, despre nimic. Vine ăsta tată Neamțu și spune, băi românilor, după ce a înviat Iisus Hristos, așa au zis, români, nu vă temeți. Deci Iisus Hristos era pe TikTok, s-a uitat la români, înțelegi? Era Sfântul Petru lângă el și a zis, bă, zic ceva despre români că au alegeri. Și Neamțu, care e un papagal total, dar un papagal incredibil, da, cu ștaif, te ia, te mâncă, te freză, te face, una, două mi-ar băga implant de păr. Așa, înțelegi? Vine și asta au zis, bă, Iisus, Mântuitorul. Ah, nu vă temeți, români, nu vă temeți. Da, mă, mergeți și votați. Mergeți și votați, tată, mergeți și votați. Dar, vine Iisus Hristos să vă bage bani în buzunar. Doamne, dă să vină criza, dar o criză de aia să le bage românilor mintea înapoi în căpățână. Eu îmi doresc o criză de aia, dar știi cum? Să-i văd pe ăștia cum să târăsc în coate și în genunchi ca la Paraschiva, acolo, la femur. Așa?
Și că atunci începi să gândești. Așa ți se pare că totul s-a dat istoria pe gratis. Dom'le, dar este în firea lucrurilor să fim europeni. Este în firea lucrurilor să ne dea europenii contribuabili. Ăla ca mine, ăla ca tine. 100 de miliarde de euro aproape. Este în firea lucrurilor, ne enervează europenii. Bă, băieți, bă, băgați-vă dracului mințile în cap. Pentru că vă bateți joc de cea mai prosperă zona istoriei care a fost vreodată în țara asta și de cea mai securizată perioada istoriei. Dar ăștia, știi, au o problemă de identitate. Problema lor fundamentală este au identități erectile. La ei, în momentul în care vine peisajul din Est și începe să le arate cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, care s-a ridicat acolo din mormânt și o zis, unde-s românii? Să le spun ceva românilor, de parcă Iisus Hristos ar candida. Înțelegi? Încep să ia pe ulei, băieții. Încep să ia pe ulei pentru că ei, de fapt, n-au cultură, băieți. Ei au un festival de ăsta al speculației. Da, despre țară, popor, varză, viezure, oricine poate vorbi. Ei 200 de vot, că știu un discurs patriotic, mâncă cu sufletul, tătă crâșma te aplaudă. A, dar când e vorba de făcut ceva, când e vorba, hai bă să vedem cine ești, ce ai făcut, tătucă, până acum sunteți oameni fără ocupație, o grămadă dintre voi, politicieni. Dacă vă băgăm în economia reală, e ca și cum v-am băgat înapoi în mamele voastre. Doamne, iartă-mă! Adică o să muriți. În economia reală trebuie să muncești, tată, trebuie să bagi acolo, trebuie să vezi cum faci, cum dregi. Nu e așa. Acolo nu-ți mere că eu nu mă duc la muncă astăzi că mă enervează patronul sau mă enervează șeful dacă lucrez la stat. Da? Mă enervează Uniunea Europeană. Uite tu că te duci acolo pentru salariu. Și fii atent, la Uniunea Europeană e și mai ușor. Că nu ți-au cerut decât să faci pentru tine. E ca și cum ar veni unul și ar spune, băi, văd casa asta ta nu are canalizare, nu conducta de apă, vai de mama, e da instalația, ce dracuță cu ea, hai mă că îți dau niște bani să-ți o faci ca lumea să fie ca a mea. Și tu zici, domnule, ăștia mă enervează, m-au făcut colonie. Mă obligă să-mi pun apă curentă. Mă obligă să-mi fac canalizare și eu, cât de tradițional stăteam acolo și mă scremeam în fundul curții. Asta face șmecherașul ăsta de la aur. Și asta fac o grămadă. Papagali. Publicitate. Că nu m-am enervat. Așa. Adică e un asalt împotriva tot ce poate deveni țara asta cât de cât europeană. Da? Adică să meargă așa la masa bogaților. Nu se va întâmpla în 30 de ani, în 50 de ani. Da? Istoria nu se joacă așa numai cu speranța de viața noastră. Știi, nu începe cu mine, nu se gata cu mine. Și nici cu tine, ca să știi. Și mai, cu cât mai puțin cu ăștia de la AUR, PSD, toate partidele care vin și înfloresc în campanie electorală, dacă a observat, toți sunt păunii. Păunașul codrilor. Tățâți cu coada pe sus și toată e colorată de zici că îți vine să iei din coadă să spui că aia din bistrița la pălărie. Înțelegi? Și pe lângă asta mai ai provocările ăstora din prorușilor din Moldova. Adică scrie acolo peste 100 de moldoveni, că așa am luat eu știrea. Era noi moldoveni. Ăștia niște ruși nenorociți, da, care trăiesc în Moldova și nu au avut curajul moldovenii să le tragă un șut în spate, da, plătiți de oligarhul Ilan Șor, dobitocul ăla care e în Rusia, da, împiedica să intre în România, ar fi trebuit să protesteze în timp ce Maia Sandu participa la congresul PP. Adică aflăm încet, încet că s-au pus la cale o grămadă de provocări și colaborare între poliția română și poliția moldovenească, plus serviciile de lângă, sunt convins, și așa trebuie să fie, i-au împiedicat pe ăștia să intre în România. Că știi ce vreau de fapt? Să facă scandal. Să facă scandal, să facă știri. Breaking news, mergea Antena 1. Tu l-ai, Doamne, mare Maia. Vineau ăștia de la România TV, care odată își ridicau fustele, chiloței roz, mă rog, roșu, alb, albastru, după steagul Rusiei, da? Și începeau acolo cu breaking news și erau necăjiți. Ce se întâmplă? Dar v-am spus, dar Maia Sandu, ce rău face Moldovei? Adică ei vreau să creeze acea știre care după aceea să fie rostogolită, evident, în presa rusă și rusofilă din toată lumea. I-au împiedicat. Și de ăștia va trebui să avem grijă. Pentru că, știi, noi cu Moldova avem așa o relație destul de dilematică. Sigur că da, vrei să intri în Uniunea Europeană. Nu se pune problema. Da?
în momentul în care îți vin unii să spună unirea românilor și tot felul de chestia asta, știi că nu se poate. Nu se poate decât în interiorul Uniunii Europene. De ce? Pentru că Moldova, ne place sau nu, are propria statalitate, propriile instituții, proprii aleși, are tot ce are lumea civilizată, mai puțin economie, mai puțin anticorupție, că nici noi n-am stat bine la chestiile astea. Și atunci va trebui să faci tot posibilul ca să atragi, în modul cel mai onest, Moldova înspre Uniunea Europeană. Bun? Și atunci băieții care vin aici, pe ei de fapt ce interesează? Să arate tuturor din lumea civilizată, dar și ălora care îi sponsorizează de la Moscova, domnule, Moldova sunt probleme. N-are sens să ne luăm Moldova când ne batem cu inta albă. Acum, dilematic, de aia ziceam de abordare, de sentiment, e că, băi, vrei să intre Moldova în Uniunea Europeană, dar vor intra cu nu știu câte sute de mii de ruși. Vor intra și cu proasta aia de Găgăuzia, Evgenia Huțul, sau nu știu cum naiba o cheamă, așa, o papagăliță care, doamne, dacă intre, dacă se unește cu România, noi să facem scandal, cerem alipirea Rusiei. Știi ce înseamnă Găgăuzia? Auzi, Agota, du-te, te rog, pe hărți, pe harta Moldovei și arată în Găgăuzia. Îi o fix niște sate, în total au vreo 13.000 și ceva de locuitori, da? E o populație turcică și nu este istorică, dacă o luăm așa, că nu a avut Ștefan cel Mare Găgăuz pe acolo, dar băgat acolo mai cu Stalin, mai înainte de Stalin, prin 1800 și ceva, da? Și ăștia turci ortodoxi, dar foarte, foarte rusofili. De ce? Pentru că atunci când nu ai identitate, vrei și tu să ai un frate mai mare, în caz că vine unul să spargă roțele la mașină, pof, vine frațisul și dă un cap în gură. Așa face rusul de 1000 de ani din istorie. Înțelegi? Adică sunt niște sate risipite, o să vedeți așa, ca un fel de vuc, un oraș, comratul ăla sau cum naiba se numește, și tot felul de punctulețe care sunt risipite între ele. Deci nu au legătură între ele. Adică poți să faci Republica Socialistă Rusească satul cu tare. Da, de 500 de locuitori. Bun? Ia să vedem. Ai găsit-o? Da. Oh, stai că... Da. Vezi? Cea de lunga, comratul, și astea sunt tot felul de insulițe. Și ăștia vor și ei fac șlițul umflat, că vezi, doamne, ăștia niște papagali, da? Dar care vor fi o problemă, pentru că rușii deja gândesc în viitor. Și există totuși proști în lume. O să vă arăt, acum mergem la Coreea de Nord, pentru că rușii deja o iau către Coreea de Nord, să vedeți ce înseamnă idiotul suprem al lumii. Adică vine ăla, cum îl cheamă, Kim Jong-un, da? Grăsuțul ăla, dolofanul ăla, și zice, bă, nordcoreenilor, să nu mai purtați geanta pe umăr, că asta înseamnă că sunteți occidentali, că aveți fițe de Occident. De acum toată lumea mână. Cumva să vi se vadă chiloții, fusta până aici, pantaloni așa mai departe. Culmea absurdului, Kim Jong-un le interzice nordcoreenilor să mai poarte gențile sau poșetele pe umăr, fiindcă aceasta ar fi un semn al decadenței occidentale. Cât de prost poți să fii? Știi? Bine, Coreea de Nord este și o țară mai... Înțelegi? Adică, fii atent, dacă tu ești nordcorean și îți arde casa, obligația ta, că dacă nu faci chestia asta, te-o ras, obligația ta este nu să salvezi nevasta, să salvezi copiii, prima dată salvezi portretul lui Kim Jong-un. Fiecare casă trebuie să aibă portretul ăla acolo, da? Zeul, despre care sunt o felul de mitologii, adică despre tasul lui Kim Jong-un, despre Kim Il-sen, da, bunicul său, se zicea, domnule, ăla este un fel de zeu, face pipi, dar o să face caca. Da, mă, erau chestii oficiale, ei aveau impresia că ăla are dop de șampanie în spate. Înțelegi? Nu, vai de mine, cum credeți că poate fi un om normal? Și atunci iau pe ulei. Știi că ăștia sunt proști. Vă amintiți de filmele alea, se mai dădeau câteodată pe timpul lui Ceaușescu, cu marele conducător, cu M mare și C mare. Da? Și, bă, venea marele conducător la un CAP, tot satul plângea acolo și făcea istericale de alea, deci ca o coree, știi? Că așa se și numește, este o boală coree. Nu vreau acum să se simtă un bolnav, nu știu cum, dar așa se numește. Și începeau să se brânțălească acolo, tu ai, doamne, vii marele conducător, plângeau acolo, se isterizau, ăia făceau 5 copii într-o seară de bucurie că l-au văzut pe marele conducător. Bine, că după n-avea ce mânca niciunul. Înțelegi? Ca să vezi proști. Și acum trecem la alți proști. Mama mia, prostul ăsta e prost, și ăsta e prost mare. Mergem la Kiril. Kiril este prostul satului global. Kiril este patriarhul Rusiei. Ortodox.
Ortodoxia rusească, care un fel, începe să devină un fel de statul islamic. Și ăsta, Kiril, idiot de Moscova, eu bine am scris acolo, da? Ăsta zice, domnule, granițele Rusiei se întind în întreaga lume. Și a făcut el o chestie, băieți, de acum acolo, bem viz roșu, nu mai bem vodcă. Creșteți, vă mulțiți și stăpâniți pământul. Într-un document programatic, Patriarhia Moscova anticipează Rusia antioccidentală cu 600 de milioane de locuitori. În libertate aveți, opinia este a lui Teodor Baconski, care dă, și am luat de acolo, am spicuit vreo două sau trei chestii, trebuie să le vedeți, că după vorbim despre cât de proști aia din Rusia. Cert este că textul confirmă nu doar sprijinul necondițional al Bisericii Ortodoxe Rusă față de războiul din Ucraina, ci și propria derivă spre un naționalism mesianic, antioccidental, desprins din doctrina eurasianică promovată de Alexander Dugin. Ortodoxismul nuclear de la Kremlin a intrat în metastază geopolitică. Foarte bine scrie George și arată Baconski. Mergem mai departe. La punctul 1. Declar operațiunea militară specială drept război sfânt purtat pe pământul din sud-vestul Rusiei din 2014. Pentru a respinge globalismul și occidentul satanic, jihadul kirilian susține că întreaga Ucraina ar aparține Rusiei, da, lumii ruse, și trebuie cu orice preț ferită de controlul unui centru extern ostil Rusiei. Adică băieții au o singură chestie. Bă, băieți, bă, vrei să fii rus? Păi cum să fiu rus dacă sunt ucrainian? Te împușcă. Și l-am pușcat. Bă, vrei să fii rus? Păi eu sunt lituanian. Puf! Bă, vrei să fii rus? Domnule, eu sunt din Crimea, n-am nicio... Puf! Adică te împușcă. Ei așa sunt crescuți. Toată istoria lor este plămădită cumva și este un soi de melenă, o să-i spun. Un medic știe ce înseamnă melenă, da? Pur și simplu geo. Geomelena rusească. Mă duc mai departe la punctul 2. Ne oferă definiția Ruschimir. Ea nu coincide granițelor actuale ale Federației Ruse și nici măcar Rusiei istorice mari, ci se întinde, și cităm, în întreaga lume, incluzându-i pe toți cei pentru care tradiția rusă, sanctuarele civilizației ruse și marea cultură rusă reprezintă cea mai înaltă valoare și sensul vieții. Misiunea globală a Rusiei este aceea de a proteja planeta de principiul malefic al hegemoniei occidentale. Deci ăsta e un prost total. Adică el vine și zice, domnule, indiferent unde sunt ruși, ăla e al nostru, pe pământul nostru. Dacă își bagă ăștia vreo 10.000 de ruși în România, ei pot să spună în idioțenia lor că nu se va întâmpla, că le dai cu polonicul peste dește și la revedere. Au murit de foame, oricum niște nehaliți, niște hămesăți. Ăștia le dai vodcă și ai calmat, da? Dar bine să le mai tragi cu un polonic așa peste căpățână, peste dește, ca să le mai vină mintea la cap. Bun? Adică ei, dacă ai undeva 10.000 de rus sau așa mai departe, vin și spun, a, pământ rusesc. Dacă nu-l respecti pe rus, indiferent cât o fi de beat și în ce șanț doarme, ai pus-o. Noi suntem ortodoxi ruși, da? Ortodoxismul ăsta nuclear, tâmpit, pe care îl promovează dobitocul ăsta de Kremlin. Da? Și mă duc mai departe, ca să vedeți. Un soldat ucrainean eliberat din captivitate susține că a fost torturat și exorcizat de un preot rus după ce o spui că e neoprotestant. Era ceva evanghelic și când au auzit rușii că ăsta nu e ortodox, o chema popă din Moscova, mă. L-o ținut pe lungă, pe undeva prin Lugansk, pe acolo prin tot felul de pivnițe, și o chema popa din Moscova, tu l-ai, doamne, este un om care nu e ortodox aici, exorcizează-l. Torturat, că popa, știi cum e? Popa a venit cu crucea, dar dacă o trebuie să-l pună un pic la curent electric, nu a avut nicio treabă. Dacă o trebuie să-l schingioiască sau să-l bată cu bâte de baseball, cum zice omul în interviu, nu a avut nicio problemă. Popa, știi? Adică mergem pe ideea aia pe care ați văzut-o și atenție. Nu e vorba să discriminezi un popor întreg. Dar când îți vine o instituție ca Biserica Ortodoxă Rusă, care s-a opus acum câțiva ani unei legi care amenda violența domestică, adică au zis, băi, cum să nu-ți bați nevastă? Dă-i în gură, mă, dă-i, bateți nevastă, dă-o de pereți. Adică ce mai poți să spui? Asta nu mai este o țară, bă. Asta este o chestie, o junglă, da, condusă de niște criminali. Eu îmi doresc să pice o bombă pe Kremlin, să mă uit la caponta cu popcornul, da, la televizor, să vină nevastă mea să mă întrebe ce-a fost acolo. A căzut o bombă pe Kremlin. Cheamă vecinii, cheamă prietenii, că facem chef.
Dar cum facem? Păi las că avem beutură, am pălincă de ardeal, le da, fai, cam așa de pe mine, dar numai să pot să fac un chef când pică bomba pe Kremlin. N-am spus pe Moscova, că acolo sunt civili, n-am spus pe Rusia, că așa acolo sunt civili, dar pe Kremlin să văd cum arde și să iasă ăsta. Ai văzut filmele cu Bruce Willis? Știi când mai iese câte unul de la rău, știi? Și nu poți să numai îl împuști în cap, că nu suferă deloc. Știi? Dar atunci când iese unul cu hainele arzând și încearcă să-și urlă acolo, no, ăsta să fie Putin. Și după el trebuie să iasă Lavrov, cu fața lui de buldog de la care a crescut mai mare decât ar fi trebuit, da? Știi că buldogul franțuzesc e numai atâta. Bă, dar ăsta e un câine atâta. Ăsta, Lavrov. Și mai sunt. Petrușev, Medvedev, sunt, tată, sunt. O să ziceți, bă, dar de ce vorbește așa urât despre ei? Păi asta să vă arăt, tată. Vine ideologul lui Putin. Ideologul lui Putin vine și se agață de ce? Incredibil. Ierusalimul va fi un oraș rusesc sau va înceta să existe? Adică ăștia deja se uită la toată lumea, exact ca un host de la care merge pe stradă, se uită care nu-și închide bine magazinul, pe unde poate intra într-o păvălie, când iese caserița cu banii să-i ducă la bancă. Ăștia sunt niște bandiți. Dar așa și-au fost. Știi? Putin a fost bandit de mic, da? Stalin spărgea, era spărgător de bănci. Adică ei asta știau să fie. Becheagul ăla de Lenin la fel era dus cu pluta. N-au avut niciodată niște conducători care să... Ba, Gorbaciov, totuși că înțeles că trebuie să fac un pas în spate toată ideologia lui și cumva o încerca să facă o Rusie cât de cât frecventabilă. Dar nu știu că în jurul lui sunt niște ratați, niște criminali. Da? Și vine dobitocul ăsta de Dugin, da, pe care l-o chema și Năstase, mamă, dacă îți l-o pupat în România, da? Rușii au pus ochii pe Ierusalim, ideologul lui Putin trebuie să spună va fi un oraș rusesc sau va înceta să existe. Și mergem, da? Dugin a publicat un mesaj pe canalul său de Telegram în care a scris că Ierusalimul este un oraș rusesc, mama tuturor orașelor, Ierusalimul va fi un oraș rusesc sau nu va exista deloc, iar cel care îl va conduce va fi țarul rus. Bă, să nu îi puși pe ăștia, mamă, ai e cap. Bă, câteodată așa îmi doresc să intre NATO, acum, în Ucraina. Și să le trag o lecție rușilor, dar știi cum? Unul să nu rămână. Unul dintre ăia care vor ei să facă nu știu ce scandal prin lume, unul să nu rămână. Spec, 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 spec. Adică, dacă tu ai făcut atâtea filme cu 007, nu îmi spune că nu ajungi la dobitocul ăla de la Kremlin, da? Antisemitismul și xenofobia care au fost întotdeauna prezente în Rusia se intensifică acum pe frontul războiului, pe fondul războiului. Acest lucru este facilitat de retorica urii promovată de Kremlin și propaganda rusă. Înalți oficiali ai țării își permit din ce în ce mai mult să exprime declarații antisemite. Da? Și cretinul ăsta de Dugin, atenție, care a fost foarte promovat în România, da? Pupat în... Mă rog, ați înțeles? Așa? A declarat anterior că Israelul ar putea fi implicat în atacul terorist în sala de concerte de la Crocus. Nici o ipoteză nu trebuie să fie eliminată a priori. Adică, iranienii le-au spus, bă, niezai ne pagadii, prostule, rusule, dobitocule, ăla, kremlinezule, vezi că am prins pe unul care a mărturisit că se va face, uite, acolo, în sala aia, în Crocus, în mall-ul ăla. Americanii încă din 2 martie le-au zis, băi, fraierilor, atenție că o sală de spectacole din mall-ul ăla va fi atacată de teroriști. Nu au luat ăștia nicio măsură. Vis-a-vis de mall-ul ăla era sediul forțelor speciale și sediul guvernământului local. Da? Ăia de la forțele speciale de la Kremlin, 16 km, da? au ajuns în mai mult de o oră. Bă, 16 km, îți dai seama, în stare de urgență. Și dacă mergeai pe jos, bă, sau mergeai cu căruță, îți dădea Putinul măgar și ajungeai. Dar au mers în ces, o tot scărpinat, mi-i deschis șlițul, uite-te, am ceva la nas? Mai am ceară în urechi? Știi, până și-o făcut manicura aia din forțele speciale, până și-o pus prezervativele de lux, până o încerca să-i spună neveste că el trebuie să meargă la lucru, astăzi nu merem la lucru, stăm acasă, facem sepucul. Adică a fost o cretineală făcută de ruși ca să o acuze apoi pe toată lumea. De-aia trebuie raș. Până nu vor fi spulberați ăștia, vorbesc de kremlinezi, de aia de la Kremlin. Nu va fi liniște în țară, tată, în lume. Da? Și te duci și te uiți, bă, acum se plâng că de ce nemții o să desfășoare trupe de apărare în Lituania și zic, vai, decizia asta va escalada tensiunile. Deci ăștia care au dat cu teatra în buna, înțelegi,
ăștia care au făcut haos în economia globală, au făcut praf tot ce înseamnă echilibru geopolitic și au făcut praf propria lor viață, că îți dai seama că muri vreo 350.000, 400.000 de ruși. Ei au plecat cu gândul să moară. Mulți dintre ei niște sălbatici. Adică trebuie să te gândești. Prima fabrică de hârtie igienică în URSS a fost făcută în 1961. Bă. Tu îți dai seama că ea numai, cumpărau numai frunze de alea și cultivau numai frunze de alea care să aibă cât de cât o formă să nu intre deștul până în duoden. Înțelegi? Atâta știau. Și acum sunt furioși. Vai de mine, dar de ce puneți voi românii cea mai mare bază militară din Europa? Voi nemții de ce trimiteți niște trupe în Lituania? Că pe noi ne stresați. Problema fundamentală a lor că ei sunt un stresor major al lumii. Înțelegi? Tot ce am știut noi despre geopolitică se duce naibii. Însă vor avea o surpriză. Știi care e aia? Chinezii încet încet se uită către Vladivostok. Știi? Și chinezul are, știi, are soft power. Nu o să vezi niciodată, China niciodată n-a atacat o altă națiune, ca să știți. Dar întotdeauna a acaparat, așa cu vorba bună sau fără să zică nimic, o grămadă de alte teritorii. Bun? Și acum ce-a făcut? Vladivostokul, cu toată regiunea care e cam cât trei românii, a trebuit să fie cedată prin 1860 de chinezi țarului rus, care a zis, bă, dacă nu vă omor pe toți. Și ce să zic ăștia? Adică să ne omor pe toți, ia-ți-o și dă-te măta. Acum, baiul este că fiind regiune de graniță, bunele relații, China, ce mai faci mai Putin, Putin, ce mai faci mai și, numai că fermierii chinezi s-au mutat acolo, în regiunea Vladivostokului. Și-s mai mulți decât rușii, și-s mai bogați. Chinezul lucră, nu tătăzul asta să bea vodka ca prostul ăla. Înțelegi? Ca ni-s firma Paruschi. Înțelegi? Și acum sunt mai mulți ca aia. Și dai seama că încetuți, încetuți se discută despre noile granițe. Oare de ce regiunea cu Vladivostokul, dacă tot are populație majoritar chineză, dacă economia este mâinile chinezilor, oare cum ar fi să vorbim, măi, dragă Vladimir, zice și, da, ăsta, și Xi Jinping, da? Oare cum ar fi să vorbim un pic despre asta? Va fi următorul conflict. Nu acum, nu acum. Mai așteaptă chinezii să mai slăbească dobitocia de la Kremlin. Încet, încet economia din Rusia o să meargă la vale și noi o să răbdăm. Dar știi că noi avem carne pe os, mai avem din ce slăbi. Ăștia sunt atâta în economie, vai de capul lor. Adică din ce slăbănoci. Știi că ți-am tot povestit odată, mă băteam cu vârme. Ăla era dolofan, eu sclețoman. Știi, și la un moment dat eu ziceam, grasul, compasul, dă-mi cu nasul, nu știu ce. Și până mă zis așa, dar cu lacrimi în ochi, bă, tu degeaba zici mie de rasul compasul. Că eu dacă intru în spital, eu am de unde slăbi, bă, dar tu mori acolo, că tu ești crețoman. Așa și cu Rusia. Încetuți, încetuți, am o capră și un ieduț, oare ce mai faci, rusuț? Și o să vezi cum încep discuțiile. China va spune, vai, dar nu-i niciodată. Rusia va încerca să bage sub preș, până când acolo vor fi de două, de trei ori mai mulți chinezi decât ruși. Rușii oricum nu iau în seamă chestiunea asta, pentru că ei sunt bucuroși dacă au unde munci. Și acolo, în regiunea aia, vor munci la chinezi. Când intervine și statul chinez, nu-i așa, care vrea să dezvolte o țară, două sisteme, hai să investim mai acolo cumva, să mai luăm și niște fabrici, să nu fie numai niște ferme, să mai luăm și niște uzine, s-au trezit rușii că ei, de fapt, au numai steagul Rusiei acolo, că restul aparține Chinei. Și va deveni o formalitate, nu-i așa? Și eu îmi doresc chestia asta. Abia aștept să se bată ea ca nebun. Unii s-au mai bătut prin 78, au murit vreo 22.000 de soldați. N-a spus nimeni nimic, Batista pe țambal, dar e bine să se bată. E bine pentru că știi, când se bată ăștia comuniști între ei, noi suntem departe, bateți-vă acolo, treaba voastră ce faceți, e bine că nu ne zgândăriți pe noi. Bateți-vă acolo, că cu cât sunteți mai puțin voi comuniștii, cu atât mai bine în lumea asta. Da. E timpul să mă duc, să beau un pic de apă. Ce bine îmi pare că i-am înjurat pe ruși. Mamă, dar ce bine îmi pare. Eu când înjur Kremlinul, am o zi minunată. Nu știu cum se face chestia. Program disponibil pe primaplay.ro.